Bună dimineața, bine ați venit din nou în familia noastră. Abia m-am trezit și în casă este dezastru pentru că abia ne-am întors de la München ieri aseară. N-am apucat să fac nimic, dar ce este cel mai important este că astăzi se desfășoară un bazar de primăvară, un târg de second hand de primăvară. Știți că înainte mergeam foarte des la astea, după aia cu pandemia s-au anulat și acum am dat iarăși drum. Este prima dată când particip și eu la acesta din Roding, este un oraș pe lângă noi și mi-am luat număr. Avem voie să ducem maxim 25 de chestii, de lucruri. Așa că le-am pregătit aseară, am stat o grămadă și vreau să arăt și vouă. Vreau să vă arăt cum le-am pregătit, ce valoare au, ce reușesc să dau și, bineînțeles, ce o să cumpăr, că trebuie să merg și eu. Și tare mi-e teamă că ce iau pe mere, dau pe pere, dacă nu și mai mult. Cu siguranță o să cheltui mai mult decât o să iau. Dar haideți să vedeți întâi de ce ne despărțim. Prima dată o să dau bicicleta aceasta lui Alex. Este albastră și tot m-am gândit că pentru ei cu siguranță o să luăm una roșie. Este un pic cam folosită, n-am trebuit să spun, dar dacă cineva vrea pentru băiețel sau pentru fetiță să învețe pentru prima dată, roțile sunt foarte bune. După cum se vede, nu sunt aproape deloc consumate. Noi am cerut 10 euro. Uite, așa se face eticheta, se pune numărul, acesta este numărul meu, 440. Îi pun eticheta și eu le las acolo și apoi mă duc și spun doar numărul și ei îmi dau bani care pe ce au reușit să vândă pe numele meu. Apoi avem, asta nu o dau, asta este singura pe care am luat-o nouă și o mai ținem pentru Emi. Aici avem o trotinetă care are roțile cu lumini așa și tot așa 10 euro am zis. Nu știu, sincer, sper să nu mă întorc cu ele acasă, că vreau să eliberez magazia, poate trebuia să fac alte prețuri, habar n-am. Încercăm să vedem, uite, asta stă și în picioare care cric. Dacă nu, următorul târg o să le fac mai puține prețurile. Avem această rață care se împinge așa pentru copiii care învață să meargă, se distrează. 5 euro am pus-o, m-am uitat pe internet, sunt niște prețuri de vestatoare la ăstea. Am pus-o și eu așa, oricum toate prețurile sunt mult mai ieftine decât pe OLX gen, eBay Kleinanzeigen se cheamă la noi, în România OLX. Pentru că eu aș vrea să scăp de ele, dar dacă o să se întâmple să nu, o să fac prețuri și mai mici la următorul târg, pentru că cu siguranță o să mai fine. Această bicicletă este foarte bună, noi am dat-o 40 de euro pe ea, roțile sunt impecabile, este o bicicletă fără pedale, cu cric, cu frâne, cu etc. Și pe asta i-am pus 20 de euro, noi am dat 40. Sper să o ia cineva și să se bucure de ea. Aproape tot ce este aici, nu, și noi am luat tot second. Asta a fost nou, dar l-am primit cadou și nu-l mai folosește. Emi, este un scaun în acela care se pune așa la masă, aici se prinde sub masă. Sub masa noastră nu încape. Este de la Kiko, l-am pus la 20 de euro, sunt foarte scumpe astea. L-am pus și pe OLX și mi-a scris lumea dacă nu-l trimit, dar este incredibil de greu și nu îl trimit. Husa este spălată, este din piele, se întoarce așa 360 de grade. Ăsta poți să-l întorci cum vrei. Este foarte fain. Următoarea este această motoretă a lui Alex. Am pus-o la 5 euro, nu știu dacă Emi o să se dea cu ea și așa că o să dăm. Apoi avem acest garaj, nici nu mai știu cu cât l-am luat, dar am dat foarte mult pe el pentru că a fost cadou de ziua lui Alex. Acum eu vreau să-l dau cu 20 de euro. Este o cutie plină, nu este doar ce vedeți în poză, mai are și drumuri, mai are mașinuțe, mai are avioane, mult mai mult înăuntru decât setul ăsta, sunt mai multe seturi la un loc. Apoi avem ăsta de la Brio, din lemn. Hai, Alex, vino. Și ăsta costă foarte mult, așa că îl dau doar cu 15 euro. Sper să îl dau. Emi cu ăsta s-a învățat să meargă. Apoi îl avem și pe ăsta din plastic. Îi lipsește partea din față, acum mă duc să o iau pentru că o avea o prietenă. Și am pus 7 euro. Din astea sunt o mulțime de obicei, așa că sper că cineva să-l ia. Este impecabil, nu l-am folosit aproape deloc. Ăsta vreau să-l dau cadou, pentru că nu mai este complet și nici nu mai vreau să-l mai văd prin casă. Așa că o să-l pun acolo, este o secție de Zuferschenken de cadou. Și îl pui acolo și lumea care îl dorește îl ia. Asta iarăși este o jucărie pe care am cerut 8 euro, eu am dat mult mai mult, dar măcar să o dau. Este pentru bebeluși să învețe să stea în picioare.
Acest căluț se scoate, este și așa, te dai pe el, dar se scoate de aici și merge cu el toată casa. Și cred că ați văzut-o pe Emi prin vloguri. Asta vreau să-l dau cu 15 euro, este Kiko, este marcă bună și căluțul este impecabil, merge foarte bine și sper să-l dau. Apoi mai avem bicicleta asta, mașinuța asta cu mâner pe care o poți să o împingi și de astea sunt o grămadă, am pus și eu 7 euro, sper să o dau. Mai are și centuri, centuri tot impecabil la ea. Știți că Alex nu prea strică, asta e norocul nostru, în schimb Emi strică și pierde tot. Așa că le dăm cât mai putem. Iar aici avem chichinețurile, chestiile mici. De exemplu, asta Emi nu o mai folosește, sunt foarte scumpe astea pe internet. Eu am pus-o la 7 euro pentru că este așa mai ochioasă, nu este dintre aia simplă. Apoi avem aici un trenuleț care l-am pus la 5 euro, care funcționează și are niște animăluțe de băgat, așa ca un puzzle. Am pus chestia asta cu care Emi nu se mai joacă pentru că este prea mare. Bagi o bilă pe deasupra și cad bilele așa până jos și asta am văzut-o pe internet scumpă. Eu am pus-o la 5 euro, cred. La 5 euro. Cei din lemn este calitativ și se vinde foarte bine aici. Apoi, în sfârșit, vreau să scap de pompa mea de sân. Aici am astea, punguțe de lapte. Sunt mai multe decât era în pachetul original. Tot ce am avut eu am pus aici. În pachetul original erau 30. Deci eu n-am folosit niciunul, plus am mai pus și eu de la mine, plus pompa mea de sân. Este impecabilă, este fiartă, deja este curățată. Dacă vrea să folosească, să schimbe biberonul, se poate pune orice fel de biberon. Și pe asta, parcă 20 de euro am pus. Da, 20 de euro, pentru că Alex, dărâmă tot. Este și cu săculeții ăștia care costă și ăștia o grămadă. Apoi avem acest set din lemn de la Haba, o firmă foarte bună, cu ciocan care bați. L-am pus la 8 euro. Este nou-nouț aproape, impecabil, nefolosit. Apoi am această rucsac de schimbat cu bebeluș și știți cum este. L-am luat de pe Amazon, numai că eu apoi mi-am mai găsit încă unul pe care mi-a plăcut mai mult, deci este nou nouț, nu am folosit niciodată. L-am pus la prețul cu care l-am luat și anume 10 euro. 10 euro am dat și eu pe el, 10 euro și dau, nu vreau niciun câștig, vreau să nu mai văd prin șifonier. Apoi am un mai tei, tai mei, tai, tai mai, mai tai, mai tai. Apoi am un mai tai de la Amazon. Pe asta l-am folosit cât avea Emi o lună, două. După aia am trecut la Manduca. Este și asta aproape impecabil. Eu l-am pus cu 10 euro. Prețurile sunt mult mai mari. Mai departe avem Manduca, Manduca nostru, l-am folosit foarte mult, ne-a plăcut, este dintr-o asta așa cu curcubeu gen, este spălat și pe ăsta l-am pus la 15 euro, dacă nu mă înșel, sau la 20 și astea sunt foarte căutate, este original și la cât l-am pus la 25, aha, asta l-am pus 25 de euro, dar și eu am dat vreo 50 de euro pe el, așa că sper să recuperez ceva. Aici avem hăinuțe. Am făcut și câteva seturi de hăinuțe, dacă tot mai rămăseseră numere, am maxim 25 voie. Am pus 4 rochițe la 10 euro. Sincer, o rochiță din asta așa de blugi costă mult mai mult. Astea sunt măsura 80, nu-i mai vin lui Emi. Asta iarăși este din denim, așa. Asta este din stambă, nu știu cum se zice, catifea, nu știu cum îi zicea înainte. Iar asta este un pic mai elegant, așa, un pic grosuță, dintr-un material un pic grosuț, dar are mâneci scurte, așa că merge și primăvara, la biserică, merge să... Că trebuie să aducem numai lucruri de primăvară, vară, nu avem voie să ducem de iarnă. Asta sunt hăinuțele, așa. Aici am făcut un set de pijamale la 6 euro, cel puțin eu când mă duc mereu caut pijamale, pentru că sunt scumpe în magazin. Uite, este asta roz, asta cu Mickey și asta una galbenă. Dacă cineva are nevoie de ele, sper să le ia. Aici apoi am făcut un set de pantaloni, de leggings, numai leggings. Asta l-am pus la 10 euro și sunt 5 perechi, 74,80. Numai leggings, ăștia sunt faini, se poartă,
Uite, astea sunt un pic șalvărei, așa, nu știu cum să zic. Și iarăși leggings. Apoi am făcut un set doar de pantaloni. Cred că la leggings am pus prea mult preț. Acum stau și mă gândesc. Vedem. Aici iarăși avem 5 perechi de pantaloni, măsura 80-10 euro. Dar astea nu sunt leggings. Astea sunt mai scumpi. Sunt mai grosuțite de training. Așa. Uite, și ăștia sunt aproape noi. Nu i-am purtat. Ăștia tot la fel. Și blugi. Ăștia de obicei sunt mai scumpuți decât leggings în magazin. Și am pus tot la 10 euro. Iar aici am făcut un pachet cu bluze. Câte bluze am pus, nici nu mai țin minte. 6 blucăți, 74, 80, 10 euro. Dar avem și hanorace, de exemplu. Uite, un hanorac așa de primăvară, care merge foarte bine. Avem esprit, avem mai multe firme. Uite, asta foarte fain, l-a purtat mie foarte mult. Avem așa. Și așa, și mai subțirele și mai grosuțe. Asta nu l-a purtat Emi deloc. Este nou-nouț. 10 euro. Cam astea sunt. Astea sunt toate. Valoarea este de vreo 200 de euro. Pentru că sper să fac bănuții ca să iau Emiliei o bicicletă din aceea care se împinge și care poate să și să doarmă în ea, să mergem în parc. Am avut una la Alex și este singurul lucru pe care Alex l-a stricat într-un acces de furie. S-a împins așa pe spate, s-a aruncat și s-a rupt spătarul, așa că nu mai am și aș vrea să iau alta Emiliei și am văzut prețurile destul de scumpe. Am văzut una la 150 de euro. Dacă aș vinde 150 de euro toate astea, m-aș bucura să îi pot lua ei o bicicletă și cam asta e. Și cel mai mult m-aș bucura să eliberez magazia. Acum este super fain când intri, pentru că nu mai am toate prostiile astea. Problema este că am mai adus în casă încă o cutie de jocuri pe care le-a văzut Alex pe jos și a zis hai să ne jucăm și nu știu unde să le mai pun și pe alea, o să vedem. Acum este 8 și jumătate, mă pun să încarc mașina, o trag aici aproape să pot să o încarc repede. Între 9 și 10 trebuie să duc lucrurile acolo și fac jumătate de oră până în orașul de lângă noi. Urați-mi succes! O să filmez pe toată ziua ce o să cumpăr și eu de la ei și când o să mă duc să le iau, să iau banii sau lucrurile înapoi, să vedem. Stați aproape, sper că o să vă placă! Gata, am lăsat lucrurile. Este plin, fetele de acolo stau numai și scriu. Numerele s-au dat de dinainte, trebuia sunat mult, cu mult înainte. Cred că acum vreo 2-3 săptămâni am sunat, nu mai țin minte. Două sigur. Și am primit o hârtie cu care trebuie să ridic lucrurile și confirmarea numărului meu, 440. Ei scriu acolo ce duci și de obicei ziceau un coș, trei coșuri. Dar la mine era o bicicletă, o trotinetă, un cal, o grămadă. De fapt, nu mai am loc să scriu. Îi zic, las că am eu listă. Și ce ați văzut mai devreme, acolo era un colț unde toată lumea lasă chestiile de dat cadou. Și am pus și eu covorul meu, cel din spumă, l-a luat cineva imediat. Nu era complet, asta mi-a părut rău, dar ce să facă, nici eu nu mai am, n-am cum să-l dau, nu mai am ce face cu el, asta e. Am mai luat și eu prostii, doamne, și mă uitam printre lucrurile alea, puneam în sacoșul și ziceam, dar n-am eu destul gunoi acasă, mai iau și gunoiul ăstora. Dar mă consult cu Cornel și dacă nu sunt deținut, le aduc după amiază înapoi. Deci acum este ora 10, se încheie predarea lucrurilor, târgul începe la 1. Ele, fetele care lucrează acolo acum, le separ. Pun hainele cu numărul 80 la numărul 80, hainele cu numărul 120 la numărul 120, biciclete la biciclete, trotinete la trotinete, tot așa, ați înțeles voi. Este o sală mare de sport și o să fie câte un colț pentru fiecare lucru de acolo. Aoleu, eu cum ies? Stați așa. Ne-am încurcat. Suntem mulți. Nu știu să ies.
Mersi, nenea. Așa. Bun. Și apoi, la ora 10, cred că mai vedeți pe cea doamne care vin cu coșul. Trebuia să aducem un coș de rufe, să punem toate lucrurile într-un coș de rufe, dar eu n-aveam cum. Și la ora 1 începe, la ora 12 pot intra însărcinatele cu pasul, cu carnetul de însărcinate. Și ele pot alege primele, au drept să aleagă primele. După care la ora 1 intră pleava, nu este la alte, mai mult mămici sunt, vă dați seama. Și târgul ține până la ora 3, la 4 și jumătate, între 4 și jumătate și 5 trebuie să vin să ridic banii și lucrurile care nu s-au dat. 10% din vânzări rămân la ele. De exemplu, dacă eu fac 100 de euro, 10 euro las la ele. Și opa. În orașul ăsta este și Rossmann. Dar oricum nu mai stau să mă complic, pentru că acasă am o grămadă de treabă. Aseară am ajuns acasă de la München și nu am despărchetat, n-am gătit, n-am nimic. Mă duc întâi acasă să-mi fac treaba, după care vin la 1. Să văd ce mai găsesc. Îmi trebuie hăinuțe pentru Emi, pentru că vine vara și de vară nu am chiar nimic. Aș dori câteva așa, cu mânecă scurtă, mă cam hâță. Dar sper că înțelegeți voi. Vă place oricum. Sper. Așa, și aș vrea o vestă pentru Alex, că nu mai are, dacă găsesc ceva bun. După care vreau să mă opresc puțin la Rossmann, pentru că în orașul meu nu am, dar în orașul ăsta am. Așa, la cumpărături nu am timp și nici nu am chef și nici nu-mi trebuie. Mâine este Paștele nostru, dar am de toate, de toate, nu mai nimic. Și mă duc acasă sau nu știu. Nu știu cum o să fac. Eu vreau să fiu la 1 aici ca să prind niște hăinuțe bune, că la 4 dacă vin, e cea mai rămas, ce n-a mai vrut lumea și nu prea-mi convine. Vin la 1, mai stau până la vreo 2 pe aici și după care mă duc acasă, vin iar la 4, noroc că a pus Cornel benzină ieri, a făcut plinul. E o jumătate de oră între orașele noastre, sau să vin la 1 și să stau până la 4, aoleu, nu știu. I-a zis și lui Cornel să vină, dar el n-are chef să vină să stea cu copiii pe acolo, mai ales că ne certăm cu ei, vă dați seama că ei ar lua tot ce văd. Și multe nu le folosesc, dar ce, eu n-am acasă jocuri. Doamne, m-am uitat ieri în magazie că am făcut ordine. Am găsit o grămadă pentru Emi. Am un carton de 1 metru pe 1 metru, o cutie de 1 metru pe 1 metru. Dă-te, nene, un pic mai încolo, hai! Dă-te! Nu prea. Să intru și eu. Așa, și vă ziceam că am un carton plin cu jocuri pentru Emi, de la 2 ani în sus, puzzle-uri, și nu le dau pe alea, pentru că trebuie să se antreneze și ea, trebuie să învețe și ea, scuzați. După care, casa plină de jucării, vă dați seama, deci avem jucării, slavă Domnului. Haine și fonierele pline, cel puțin la Alex, o vestă mai trebuie și un halat, dar ăsta cred că o să-l cumpăr din magazin, nu o să-l iau de aici. În rest are și el, Doamne ajută! Emi la fel, are de toamnă, primăvară, toamnă, foarte multe, multe cu mânecă lungă. O să iau câteva rochițe și câteva tricouri și pantalonași scurți. După care, nu mai are rost să mă mai lungesc aici la vorbă cu voi, pentru că deja ați înțeles ideea. Ne vedem la ora 1 când intrăm. Vreau să vă arăt cum se prezintă sala. E o sală de sport împărțită așa cu mese, o să vedeți. Și holul cu ce mi-am cumpărat eu. Am venit și cu lucrurile înapoi. Păi erau acolo de cadou și am luat și eu. Uite, am luat Alex un roboțel. De ăsta de la... Tot drumul m-a bătut la cap roboțelul ăsta. Cred că trebuie să-i punem baterii noi, mamă. Am găsit o cremă nouă. O cască. Ia vezi dacă-ți vine. Uite acolo, iubire. Wow! Invers! Inversații! Da, perfect! Pentru Alex! E aerodinamică. Da, pe bune, că nu are nimica pe ea. Ai, uite aici, două julituri, vre? Sau ce-o fi. Dar nu cred că sunt julituri, cred că a avut găuri cu ceva. Mamita, lași mai mese, mă! Alex!
Un pinguin, că lui Alex îi plac pinguinii, dar trebuie spălat, da, iubire? De pluș. E de pluș. Nu-i cel mai frumos, cel mai în stare bună, dar lui îi place. Dă-i și lui Emi să-l vadă, dă-i și lui Emi. Uite, mă, nu m-am gândit să iau și ei unul. Erau, nu pinguine, altele. Uite, asta am luat-o pentru Emi să coloreze ea. Iar aici hârtie colorată pentru Alex. Asta întotdeauna este bună în casa omului, nu, Alex? Uite cât am găsit. Aici era o cremă. Da, era. Uite, că e nouă. Nedesfăcută, nenimica. Da, o cremă de mâini. Dăm și aia de acolo, puiul, să arătăm. Dă și ei un pic. Dăm de acolo, că i-am luat și ei ceva. Dăm sacoșica. Piu, piu, mamă, pingu, pingu. Uite, o sacoșică cu, de la ou cu Kinder. În asta poți să-ți pui lucrurile de sport. Da? Uite, astea sunt de pictat. Trei peșteșori de pictat. Am găsit niște dintre astea de petrecere, că vine ziua lui Alex. Am găsit șorți de vară, măsura lui Alex, 122, dacă nu i-ar fi mari. Mie, nu-mi trebuie. Am găsit culori. Apoi aici am găsit să construiască Alex un avion. Avion? Un avion. Iar aici am găsit tot așa pentru Alex o carte cu multe chestii pentru grădiniță să le facem. Să colorăm, să găsim diferența, să numărăm, să găsim drumul. Toate astea sunt cu de grădiniță pentru Alex. Deci e nou-nouță, cartea nu e folosită. M-am bucurat că era acolo. Uite, preț original 5 euro. Așa, și mai e ceva? A, și pentru Emi am găsit o pereche de mănuși de bicicletă. Numai că astea o să trebuiască să le ținem câțiva ani până o să-i vină ei. Îți curge nasul, iubita. Și acum la curățenie, uite câte mai avem. A, și uite un plovăr. Dă-mi plovărașul ăla din spate, te rog. Cine? Tu, Alex. Și pentru ei mi-am găsit un plovăr dintre ăsta Bayern, așa. Și cum? N-am găsit, mămica, mă mai duc o dată, da? Dintre ăsta așa din lână, Bayer, cum se poartă, e măsură mare pentru ea, dar îl țin cu plăcere în șifonier până când o să-i vină, pentru că este foarte fain. Iată-ne pregătiți, este ora 1 și mergem la... mergem acum după amiază, nu mă știu ce-a făcut de mergi, toate ștergătoarele. Acum este deschis pentru public și mergem... Nu-i frumos așa, puiuțul. Mergem să vedem ce cumpărăm pentru noi. Și Alex și-a dorit foarte mult să meargă cu mine. Așa e? Ha? Așa că l-am luat. Mergem, petrecem timp noi doi. Câte lucruri ai voie să-ți cumperi? Nu știu. Unu. Ok. Un lucru care îți place ție cel mai mult, ăla-l luăm. Atâta. Pentru că avem foarte, foarte multe, da? Da. Ok, ne vedem după cu holul, cu ce am reușit să cumpărăm. Zona cu jucării, cu biciclete, cu jucării. Așa, zona cu papuci. Aici sunt jocurile și hainele organizate pe măsuță. Este foarte mare, dar n-a fost așa multă lume, deja e gata. Și eu, din păcate, n-am vândut nimic. Te-ai plictisit, Alex? Da. Da? Ce ți-ai luat? Așa cu ăsta. Ok. N-aveai destule acasă jocuri? Da. Aha. Îți place? Da. Vrei să facem tot traseul? Uite în spate, e tot traseul. Îl facem? Sau vrei în trambulină? Da, în trambulină. Ok, îmi place șapcuța ta. I-am luat șapcă nouă. Te descurci foarte bine. Hop. Așa. Hop. Așa, încet. Da. Super! Așa, lați-l! Așa!
La 3 am terminat la târg și din păcate tocmai la 4 și jumătate trebuie să mă duc să-mi iau lucrurile înapoi, că m-am uitat pe acolo și erau toate. Toate acolo. Nimic nu s-a dat. Și asta e. Mă duc să le iau. O să le dăm pe degeaba, probabil. Și dacă tot avem timp, o oră și jumătate, am zis să nu mă mai duc prin magazine. Lasă magazinele. L-am adus pe Alex în parc. Aici este parcul unde veneam cu el când avea un an, când era mai mic. Noi am stat în orașul ăsta. Ia uitați ce frumusețe în spatele meu și acolo este un râu care trece. Și ne relaxăm puțin o oră și apoi mergem să luăm toate lucrurile noastre înapoi acasă. Și o să vă arăt ce am cumpărat, foarte frumoase lucrușoare. Asta mi-a mai rămas, ăsta nu l-am dat, ăsta nu l-am dat, garajul nu l-am dat, scaunul nu l-am dat, ăsta e un scaun care se prinde de masă, n-au mers nici sistemele de purtare, ăsta mi-a rămas și cu ăsta la altul n-a s-a dat nici ghiozdanul, erau foarte multe acolo, nici ăsta nu s-a dat, nu știu dacă am pus eu prețul prea scump, 7 euro, habar n-am. Trenulețul ok, era ok, că era clar că nu se dă decât dacă era cineva pasionat. Nici ăsta din lemn nu s-a dat. Îmi lipsește mingea? Nu, e aici. Ok, mingea e aici, e complet. Apoi din haine nimic nu s-a dat. Rochițele sunt încă aici. Pantalonii sunt aici. Blugii sunt aici. Pijamalele și... bluzele. Deci nu s-a dat nimic din ele. Și stați să fac un total așa. Deci am vândut de 97 de euro, minus 10% cât și-au ținut ei, mi-au mai dat 87 de euro. În timp ce mi-încărcam lucrurile în mașină ca să le iau acasă, a venit o doamnă la mine, nu te spăra, pot să iau eu ăsta. Și am mai vândut de 7 euro o jucărioară. Deci, în total am vândut de vreo 104 euro, ceva de genul ăsta. Bine, minus ce și-au ținut ei, 100, aproape 100 de euro. Dar problema este că a fost o neînțelegere. Mi-au dat plicul cu 57 de euro și lucrurile. Eu m-am uitat, n-aveam nicio bicicletă, deci numai bicicletele erau peste 30 de euro. Bicicletele cu rola, cu tot, nimic nu era. Și a zis, bă, dar n-are cum, îmi lipsea și pompa de sân și numai era 20 de euro, deci m-am zis, n-are cum. Și m-am făcut eu un calcul repede în mașină, pentru că am făcut listă cu tot ce aveam, m-am uitat ce îmi lipsește, m-am întors înapoi la ei și am spus că mie nu-mi ies banii, ori îmi dați banii, ori îmi dați lucrurile, pentru că eu nu am zgunoaie. Și nu-mi era tot una dacă le lăsam la ei. S-au uitat ei în calculator, da, da, 87. Păi da, păi plic, mi-au scris 57 când mi-au dat și de asta nu ieșeau banii, până la urmă mi-au dat banii și au cerut scuze, dar Cornela, să te vezi dacă, era, dacă nu erai atentă sau dacă ți era rușine să te întorci, rămâneam și fără lucruri și cu banii dați. Așa că sunt destul de mulțumită, am eliberat cât de cât magazia, mai ales fără bicicletele alea pe jos, super, o să le arate acum. Restul o să le facem poze și o să le punem pe OLX, aici în Germania se cheamă eBay Kleinanzeigen, o să le punem acolo și o să le mai ținem și acolo vreo lună și după aceea, dacă nu merg, o să le dăm. Nu mai are rost, în orice caz nu mai ne trebuie, Emi mănâncă aici lângă mine. Haideți să vă arăt repede ce am cumpărat eu cu banii mei și mă pun să fac cina. A fost o zi foarte lungă astăzi, numai pe drumuri am fost. Alex și-a ales un lucru, atât avea voie să-și aleagă, pentru că, credeți-mă, am foarte multe lucruri, și-a ales un joc. Un joc cu o grădină zoologică, așa se prezintă. O să învățăm după cum se joacă, ăsta a fost 4 euro, o să vedem. După care i-am cumpărat o șapcă, asta a fost 4 euro. Sunt mai ieftine la magazine, dar nu sunt cu Paw Patrol. Mi-a plăcut și mie, i-a plăcut și lui, așa că i-am luat-o, nu-mi pare rău. Apoi am luat o vestă. Am găsit o culoare foarte frumoasă, funcționează, este ca nouă și asta a fost 3,50 euro. A costat mai mult șapca decât vesta.
a deja purtat-o când am fost acolo în parc. Mi s-a părut mie că bătea vântul prea tare și a fost astăzi cu șăpcuța și cu vesta lui. Apoi am găsit niște dintre astea de desen. Erau la lucrurile gratis și le-am luat, că hârtia e bună întotdeauna. Nu mai focalizează. Hârtia e bună întotdeauna și Alex scrie, desenează foarte mult. A, și tot pentru Alex... A vrut, și n-am putut să-i spun nu, a vrut acest ghiozdănel. Este cu un pinguin și pinguinii sunt preferații lui. Mi se pare puțin mic ghiozdănelul, sincer. Apoi aici, când îl pui în spate, nu are, are niște bretele simple, nu are să se prindă așa împreună, să nu-i cadă. În sfârșit, l-a vrut, i s-a părut lui simpatic, sper să-i încapă pachetelul aici și venea la pachet cu încă o geantă care seamănă cu un pinguin. Ia, face și zgomot, iar astea au fost 6 euro. Am zis că ok, haide, mai punem lucruri de ale lui înăuntru, n-am putut să-i spun nu, iubi, la pinguin. Totuși e de la Samsonite, ăsta e Samsonite, e o firmă bună, așa că... Astea au fost pentru Alex. Acestea sunt lucrurile pentru Emmy. Am încercat să iau mai multe rochițe, pentru că tricouri erau multe, dar pantaloni deloc. Și nu pot să-i dau tricou fără pantaloni. Așa că, uite, rochița asta, ei zic tricou. O fi tricou, dar eu zic că ei vine ca rochiță, 50 de cenți. Dar nu știu să vă spun firmele, în fine, măsura 80. Eu am luat 80, dar am mai luat și câteva 74 pentru că mi se păreau oricum mari. De exemplu, pantalonii ăștia sunt 74,50 euro, dar mie mi se pare că-i vin. Și dacă nu-i vin, asta e, mi-am luat fraiereală. Dar așa, la mărime, mie așa mi se pare. Foarte puțin pantaloni scurți. Tricou, 1 euro. A, nu, stai că n-are cum. Uite, tricou ăsta... 50 de cenți. Pantaloni scurți, 50 de cenți. Tricou, 1 euro. I-am luat și o șăpcuță, care sper să-i vină. Asta a fost 50 de cenți. Nu știu dacă îi vine, o să-i văd. Îmi place că se leagă, că iau cam de jos. Rochiță, 1 euro. Uite. Încă o rochiță, 1,50 euro. Mi-a plăcut asta. Încă o rochiță, 50 de cenți, încă o rochiță 1 euro, încă o rochiță 1,50 euro. Asta este un fel de salopetă cu pantaloni lungi așa, asta a fost 1 euro, iarăși un tricou la 1 euro, încă un tricou la 1 euro, două tricouri la 1 euro, a fost asta, 1,50 euro, pardon, două tricouri la 1,50 euro, astea două, încă o rochiță, mulțumesc, la 1,50 euro, iar asta este așa, pantalonaș, nu știu cum, la 50 de cenți. Astea le-am luat de la secția de gratis, le-am găsit scotocind cu Alex, cum el iubește pinguinii, a fost bucuros. Asta iarăși am luat-o de la gratis, e făcută de mână, se vede că e cusută de cineva, dar acum primăvara este super bună pentru ea. Iar ne-am oprit și la Kik, pentru mine am luat niște șervețele și pentru Alex am luat niște sticăre de Paște să ne distrăm, erau reduse. Nu știu cât era prețul original, dar eu am dat 1 euro. Ah, era 2 euro. Am luat 2 la prețul de una. Cam asta a fost. Și pe lucrurile pe care le-am luat, eu am dat aproape 40 de euro. Deci am luat 80, am dat 40 cu benzina și cu asta. În fine, cel mai mult mă bucur că am scăpat de lucrurile noastre. Da, ia pastă, mami. Cel mai mult mă bucur că am scăpat de lucrurile noastre și că am eliberat magazia. Sper să scăpăm și de asta. Oricum eu dădeam bani pe astea, că îmi trebuiau, erau pentru vară, nu aveam aproape nimic pentru Emmy, așa că am luat câteva chestii. Eu sunt fericită, sunt foarte mulțumită, nu mă așteptam să nu dau chiar deloc din haine, chiar deloc, deloc. A fost cu mânecă lungă și poate lumea căuta cu mânecă scurtă, asta e problema, dar noi n-am avut pentru că Emmy vara nu te-a prins-o. Adică ce am prins noi, măsuri mici, asta vară le-am dat pe degeaba. Ia să vedem dacă-ți vine. Wow, ce bine-ți stă! Și ghiozdănelul vrei ăsta? Da?
Așa că vă mulțumim că ați fost alături de noi și în vlogul de astăzi. Sunt foarte curioasă dacă voi mergeți la astfel de târguri, dacă sunteți în România, dacă ați merge, dacă s-ar organiza. Sau dacă luați sau nu luați chestii second pentru copiii voștri. Sunt foarte curioasă. Noi avem 90% second și nu îmi pare rău deloc. În momentul în care el o să ceară lucruri mult mai scumpe, atunci o să-i iau. Deocamdată el este mulțumit așa și noi. Și sunt curioasă părerea voastră. Întotdeauna când am făcut hauluri, dă-o jos. Întotdeauna când am făcut hauluri de astea de second, au fost părerile împărțite dacă ați luat sau nu ați luat. Sunt curioasă acum cu abonații, că n-am mai făcut de vreo 2 ani. Ce, mami? Da, are și ea să probeze. Dar ce, măi, nu i-am la pălăriuță? Ia, uite ce frumoasă e cu pălăriuța ei nouă. Și mi are pălăriuță. E frumoasă așa că i-a ridicat în sus, dar sincer, cred că e o leacă mică. Nu știu ce să spun. Sper să stea cu ea la vară. Mulțumim că ați fost alături de noi. Pa!